Angajații șantierului naval Damengalat și familiile acestora se vor putea vaccina împotriva COVID-19 într-un centru special amenajat în incinta unității. În noul centru se va utiliza serul Pfizer, iar campania de vaccinare va continua până la acoperirea tuturor solicitărilor de imunizare. Avem cumulat peste 2000 de angajați, atât noi cât și subcontractorii noștri, și este important pentru noi să creăm această facilitate ca aproape de angajați, atât ei cât și membrii de familie să poată să se vaccineze la îndemână. Procentual cât din angajați s-au vaccinat până la deschiderea acestui centru? Dintr-un număr de total de 2000 de persoane, cum spuneam, 500 de persoane deja s-au vaccinat cu primul vaccin. Sunt persoane care au refuzat sau nu pot să se vaccineze? Bineînțeles că șantierul reflectă populația României și avem și noi un număr de persoane care sunt un pic mai reticente. Cât timp va rămâne deschis acest centru de vaccinare aici? Estimăm că va dura 2 luni de zile, până când finalizăm și cu rapelul, atât pentru angajații doritori, cât și membrii de familie. Centrul de vaccinare a fost amenajat cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică și al Prefecturii Galați. Câteva sute de angajați din șantierul naval și-au manifestat deja dorința de a fi vaccinați la locul de muncă. Deocamdată, la primul sondaj în rândul angajaților, aproximativ 600 de angajați și-au exprimat acordul, la care se adaugă și membrii familiei, deci avem undeva în jur de 1000 de persoane care și-au exprimat acordul de a se vaccina în acest moment. Noi sperăm ca să ajungem la o acoperire vaccinală cât mai mare, într-un procent de aproximativ 2000 de persoane. Sperăm să nu existe probleme și așteptăm oamenii cu încredere la centrul de vaccinare. Activitatea șantierului naval Damengalați a fost afectată în ultimele luni de măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului. Creșterea gradului de vaccinare a angajaților este unul dintre pașii importanți pentru o revenire la normalitate.